Potrivit anchetatorilor, Cathy Hristu s-a asociat cu mai multe persoane din Cojalac pentru a boicota o firmă care urma să instaleze un parc eolian în comună. Toate acestea au fost făcute pentru ca locul firmei respective să fie luat de o alta pe placul primarului. Condamnă inculpatul Cathy Hristu la pedepsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică și apologie infracțiunilor. Condamnă același inculpat la pedepsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Contopește pedepsele principale stabilite de 2 ani închisoare și un an închisoare, inculpatul urmând să execute pedepsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei aplicate de 2 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 6 ani, se arată în motivarea instanței. Cathy Hristu trebuie să plătească și 2000 de lei cheltuieli judiciare către stat. Ceilalți parteneri ai fostului primar au fost achitați. Tot în aceeași perioadă, Cathy Hristu ar fi organizat un meeting de protest în fața primăriei fără acordul poliției. Povestea nu se oprește aici. Potrivit procurorilor, fostul edil ar fi plătit mai multe persoane cu care s-a deplasat la diferite sedii ale firmei responsabile de construirea parcului eolian și s-ar fi luat la bătaie cu angajații. Cathy Hristu mai are de ispășit o pedepsă de 5 ani cu închisoare pentru infracțiuni ce au avut loc în 2007 și 2008. Potrivit procurorilor, acesta a convins mai multe persoane să ia credite de la bancă cu promisiunea că el va fi cel care va achita ratele. Creditele le-a folosit pentru cumpărarea unor terenuri pe care urma să se construiască parcul energetic eolian și pentru campania electorală.